Și salutare, am un ceva ce-ți numele meu este Andy și suntem pe un nou server de SAMP. Bine, mă rog, nu neapărat nou, pentru că serverul este deja puțin populat. Suntem aici alături de Massive. Salut, salut! Așa, și el este unul dintre owneri. O să vă arătăm acum serverul acesta, care este un server RPG. Serverul se numește OG Times, Old Times, ceva genul. Și acum suntem aici alături de el pentru a ne arăta și de Storm, că și el este tot un owner, doar mai că el nu vorbește pentru că nu contează. Și da, o să vă arătăm așa în mare cam ce conține serverul, dacă o să vă placă o să vă găsiți în descriere ai adresa serverului, deci da, rămâneți pe aproape, rămâneți alături de noi să vedem. Deci se pare că aici, uite, ne face cu mâna. Aici avem Driving School. DMV-ul, da, de aici obții Deci licența dau mea. slash exam și mă duce, uite, mamă ce mașină am să-mi bag Automat, ceaca. Ce mașină. frumoase. Uite ce bine a curbele. Ni la ea, mă. A, e ușor, nu am prea multe checkpoint-uri, se pare. Da, e ușor, e for O mai fun. bine, așa că oricum știe lumea să conducă, adică nu. Îmi place mașina asta. Cum se numește mașina asta? Au. Curios. Pam, 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 pam. Nu are nitro, ce păcat. Cred că Manana sau ceva de gen, nu știu cum Manana. zice. Da, Manano. 9 din 10. Din 11, pardon. Încă două checkpoint-uri. Uite la aici, gata, final. Bun. Am obținut licența de condus. Unde sunteți? Sunt în spatele tău. A, bun. Mi-a venit taxiul Deci. personal, mulțumesc. O să te duc la jobul tracker să-ți arăt cam care e treaba pe acolo. Deci asta e practic unul dintre cele mai bunoase joburi de pe server, sau? Da, tracker, depinde dacă îți place să mergi mult cu mașina, Da. camionul. Și fisherman e un job bănos, faci repede bani. Bun, da. Și te știți, dacă sunteți viața de aia de triști, cu panorame, cu chestii, Da, bani, da. mașini, aia, aia, viață frumoasă, nu... Hai că mă teleportez. Cum vrei. Ia să vedem ce hack am eu, te vedeți cum mă teleportai. Da, direct în camion. Mamă, ce șmecher e zona asta. Ia Dacă stai să stai un aici e pic, să mă uit pe job. mapă, să văd unde e. Aha, bun, gata, știu unde e. Ok, așa. Ok, ia. De aici mi-au... Jobul de tracker. Slash get job, ia. E Hop. job și quit job dacă vrei să-l părăsești. Un Atât. jobul tău este acum tracker. Ca să muncesc, mă duc și mă urc într-un camion. Te urci într-un camion, e o remorcă, sunt în partea dreaptă aici. Oh, ce frumoase sunt Și o camioanele să-ți astea. apară un checkpoint. Bun, se pare că... A, uite, acolo jos remorcile. Da. Oare cât de frumos sunt puse camioanele astea aici. Îmi Puteam place. să punem remorcile să se spawneze automat, dar le-am lăsat pe mapă ca să fie mai roleplay. Trebuie să iei un Ah, da. trailer din spate. Mamă, dar e mai șmecher așa cu ele pe mapă. Da. Mult mai șmecher. Și pentru că tu ai skill 1, când o să intri în checkpoint, să alegi primul transport, pentru că pe ăla poți să-l faci la început. LV Big ăla. Da. Bun, și se pare că mă duce undeva. Ia, hai să mergem. E departe sau e aproape? E Relativ aproape, nu e aproape, foarte da? departe. Ah, îmi place cum merge tirul ăsta. E tir de la american. De la șmecherul ăsta, așa. Acum mergem peste Pluto, oameni buni, după cum puteți vedea. Acum trecem Dunărea. În stânga puteți observa algele, în dreapta puteți observa pescarii. Aoleu, o ține-mă, doamne. What the fuck? Pardon. Dap. Hai că am oprit-o. Hai, bă, ridică-te. După o secundă să mă uit la ce punctul ăla, că nu știu sigur pe unde vine. Hai, mă, de ce nu ia? De ce nu mai are morca? Pune-o mai bine acolo, că trebuie să... Ia. Gata, Bravo, bun. ai luat-o. Ia să vedem Și că... când o să ajungi la destinație, o să te întrebe dacă vrei să continui. Dacă vrei să continui, dai da și o să-ți mai pună un checkpoint către altă destinație. Dacă nu, apeși nu. Și se anulează, știi? Și practic îți dă banii decât pe ce ai muncit. Da, pe tura aia, pe traseul ăla, îți dă bani. Mamă, fuge de curtirul ăsta! Mamă, ce frumos sunt, frumos sunt pomește, dar crede-mă că nici măcar nu știu unde merg. Adică văd că checkpoint-ul e încolo, dar nu știu sigur... Aoleu, pe ce rută trebuia să iau ca să fie mai scurt. Au, ia să mă uit pe mapă un pic. Ah, bun, gata, știu. Bine că la anime de Samp, adică foarte puțini,
Asta mă rog. Da. Jobul de tracker e în varianta beta, o să creăm unul mai complex la un viitor update. Mai complex decât ăsta, dar asta deja prea complex pentru mine. Dar e frumos. Trebuie să-l duc undeva înăuntru, cred că înăuntru intru pe aici, nu? Da, 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 pe aici urci, frumos și... În checkpoint intri, să dai, nu, la următorul transport, da. Pentru că vreau să-ți arăt și... jobul de fisherman după. Ok, așa facem. Ce pot să vă mai zic despre server? Are 15 facțiuni, dintre care una, Los Santos Council, primăria, este momentan inactivă, nu o folosim. Pentru că nu avem primar capabil, știți, nu de alta. Dar așa... Ceva de genul, da. Ia, bun, nou. Bun, acum am rămas și cu remorca în spate, e ok. Hai că vin jos la tine. Mi-a dat 61.000, oho! Cât abonetul. Ok, acum mergem la jobul fisherman să-ți arăt care e treaba pe acolo. Poți da TP? Da, da. Așa, dacă mergem de aici, cred că ajungem mâine. Boom! Bitch, get out the way! Majoritatea playerilor lucrează la fisherman pentru că fac banii foarte repede și peștele îl vând foarte aproape. Asta e, trebuie să-l și vindem, o? Da, da. To slash, quit, job. Așa și get job. Da, bun, și acum? Și fish aici ca să pescuiești. Ah, așa ușor. Da. You are no fishing, you'll take a few seconds to reel your fishing. Bun. Și acum? Doctoratul, gata, summon fish. Da, what? Așa mulți bani. E economia medie, adică nici foarte mulți bani, nici foarte puțin. Nu, dar zic că față de... A, da, acum trebuie să mă rog să vând peștele, nu? Da, 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 urcă la mine că te duc eu să... Adică eu cred că pot să pescuiesc așa în neștire și după aia să mă rog să te vând pe toți odată. Da, nu. Era mai complicat așa. Să te întorci ca să... Da. Păi da, că așa era prea simplu, că prindeai o grămadă. Da. Op, 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 op. Mai greu cu teleportul ăsta, dar mergi. Intri în magazin aici și o să-ți apară un dialog în care... Și asta se poate vinde în orice magazin sau numai aici? În orice magazin 24/7. Da, perfect. Am vândut și peștele. Bun, haide să mai ne arăți și altceva. Acestea ar fi două dintre joburile mai bănoase de pe server, să zicem și mai interactive. O să-ți arăt jobul farmer, care și ăsta e un job foarte bănoasă. Mai ales trecem mai departe ca să nu... Da. Să nu pierdem timp. Păi, ce să-ți arăt? Un sistem, avem un sistem de eventuri în care plasăm pick-up-uri și jucătorii trebuie să le găsească. Oh, super, gen puncte, checkpoint-uri pe mapă, ceva genul. Niște pick-up-uri, inimioare, cutii, tot felul. Da, 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 am înțeles. Inimioare, așa, am zis cutii, tot pe acolo. O să pună Storm acum niște pick-up-uri ca să-ți arate care-i treaba. Și pe fiecare lucru care îl găsești? Primești o anumită sumă de bani, depinde de câți bani pui, de câți bani pune administratorul. Da, da, da. În pick-up. Ia să vedem. Să nu vină vreunul să mi-l fure pe aici. Nu vine că-l pune Storm acum. Caută un ID mai special. Uite cheia de la mașină. Ia să mă dau jos să mă urc pe mașinuța ta. O să mai arăt jucătorilor care o să intre. Uite. Da, intră în ea. Bun. E, și cam așa e eventul. O premiu de 100.000, oho! Deci tu nu trebuie să tastezi nimic, care că treci prin ea și primești practic premiul care a fost setat. Da, 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 primești banii și... Dar e în vigoare chestia asta când sare pe mașină să nu pice? Playerul. Da, să nu pice. Playerul. A, da, păi nu e trebuie șmecher. Să pice. Păi aia zic că e șmecher, că n-am mai văzut de mult pe server de RPG chestia asta. Da, 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 ce am adăugat mai recent a fost un hard quest în care trebuie să colectezi 35 de inimi. Și după ce le termini de colectat, primești un cadou, surpriză, știi? Gen respect points, bani, mm-hmm. Și ele sunt împrăștiate pe toată mapa, nu? Da, sunt împrăștiate pe toată mapa. Ca să încep quest-ul ăsta, tastezi start quest. Și gen poți să-l continui când vrei, nu? Da, 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 poți să-l continui cât vrei tu. Dacă am zis adică despărțit. Azi colectezi 10 inimi, mâine mai... Ai activat cu succes quest-ul de descoperire a inimilor. Colectează toate cele 35 de inimi ascunse în orașul Los Santos. O inimă îți poate descoperi o dată la 2 minute. Uite aici o inimă, iau-o ca să vezi cum arată.
Mă, și cum adică o inimă se poate descoperi o dată la 2 minute? Adică să zicem că ai luat inima asta și găsești încă una care e aproape de aia. E, trebuie să aștepți 2 minute ca să ieși pe cealaltă. A, bun, am înțeles. Da. Și ăștia sunt, adică nu sunt random, adică sunt random, dar gen tot în... De exemplu, pentru alt player tot acolo e inimă, nu? Da, da, da. Toți trebuie să le ia pe toate. 35. Deci sunt în același lucru, numai că normal, dacă am luat-o pe aia de acolo, nu mai pot să iau încă toate de acolo. Nu mai poți să iei pentru că ai luat-o deja, da, trebuie da, să iei pe restul care nu le-ai luat așa. Da. Ok, ce să-ți mai arăt? Păi, gift box-ul. Jucătorii noi care se înregistrează pot utiliza gift box-ul odată la 2 ore, adică trebuie să aștepți 2 payday-uri ca să poți să-l utilizezi din nou. Deci da, practic o dată la 2 ore sau la mai mult timp, depinde cât stați voi online. Da, giftbox-ul e la mole, uite ce e aici, lume. Ole, toată lumea vine după cadouri, cum ne-am luat amândoi jos din mașină ca bagabonții. Așa, vii aici și tastezi get gift și primești un cadou random. Ia. Yeah. Cred că nu poți, cred că trebuie să-ți dau eu. Da, ai primit un respect points din gift code, din giftbox. Da, da, da. Poți să primești și bani și materiale, mai înapoi mașină. Bun, și acum am zice, ai primit și dau un cadou, așteaptă payday-ul pentru a da gift din nou. Da. Bun. Ok, ce pot să-ți mai arăt? Avem un sistem de alegere lideri, ca playerii să nu zică că alegem liderii pe pile sau știu eu, tot felul de chestii. În ce constă acest sistem? Deci administratorii dau drumul la vot, se aleg niște cereri de pe forum, da, care au fost postate și verificate. Stai o secundă. Și apoi jucătorii care au level 5 plus tastează vote lider. Așa, de exemplu noi avem nevoie de un lider la paramedic acum, am ales câteva cereri de pe forum. Paramedic? Paramedic gen... department, e o facțiune fără lider la momentul actual. Și ca să votezi un lider, tastezi vot lider dacă ai level 5 plus. Eu o să-ți dau ție level 5 pentru că m-a ajuns în promovarea. Vot lider, ia. Bun, și acum scrie candidat Core, candidat Sharky, Mato, Vlăduț, da, și acum fiecare votează pe cine vrea, nu? Da, da, poți să votezi pe oricine vrei. Eu nu cunosc pe niciun, așa că o să-l votez pe Sharky, că îmi place cum sună. Da, și la sfârșit, după ce se adună voturile, gen 5 minute dacă lasă voturile, da? Candidatul cu cele mai multe voturi iese lider și va da testele și așa mai departe, știi? Bun. Normal că v-a dat și teste, doar nu o să punem un analfabet și un șofer prost paramedic, nu? Da, da, da. Bun. O să oprească voturile în 5 minute ca să vedem cine o să iasă. Bun, până atunci haideți să vedem ce mai facem noi. Păi, vreau să-ți arăt sistemul de war, cum se duelează mafioții la noi pe server. Hai să vedem, ole, uite pe ăla. Sunt un șofer foarte bun. Nu, 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 a fost vina lui. N-a acordat prioritate, deși tu mergeai pe contrasens, dar nu mai. Da, imediat să te setezi într-o facțiune. Ok. Mă, ce geante urâte are infernusul ăsta. Avea oare cauciucuri de iarnă? Bun. Rampa, papam, rampa, papam, pam. Ok, deci tu ești în facțiunea Los Aztecas. Așa. Sunt lider la Derifa, da? Și seara, între ora 8, între orele 8 și 10, mafioții poate să dea atac. Bun. Deci au timp 2 ore, practic, să se bată. Poate să fie mai multe ore în desfășurare, nu numai unul. Da. Și uite, o să-ți dai invite la mine în facțiune. Uite, a zis Storm să tastezi TERFS ca să vezi teritoriile serverului. Deci bun, slash TERFS, oh, aici sunt galbeni, se pare, sau portocalii, ce culoare fie asta. Da, depinde de culoarea mafiei. Ia să acceptă cererea. To slash accept invite. Da, și acum, de exemplu, să zicem că suntem la war și vrem să atacăm teritoriul ăsta. Da. O să scriem slash attack. Uite, că apare ceva. Stânga o să ne apară un text draw. Da, da, da. Dai hai, du-te, lasă-mă să filmez, hai. Nu trebuie să frate m-am luit peste mine. Și acum cum facem să... Am chemat eu pe cineva să vină demonstrativ din Grove Street ca să arătăm... Când moare cineva, pică banii pe jos, armă dacă are și o inimioară ca să primești HP, știi? Ia să vedem. Dar are voie să ne ia poliția în timpul ăsta? Uite, de exemplu, omoară-l pe Storm. Dar cu ce-l omor? Când am armă.
Da, am și mie o ară. Gata, omoară-l cu pistolul, cu Deagle. A, și practic bun, e bun. Bun, da. Ok, deci war-urile se desfășoară între ora 8 și ora 10. Da. Atunci când cineva moare pe turf, în urma lui este dropată o inimioară. Plus care, arma care o deține în mână momentul ăla. Plus arma care o deține în mână și... bani. 5K, de exemplu. Poate să pice random și 10K și 15K. Depinde câți bani are la momentul actual în mână, se calculează și pică pe jos, știi? Un procent, gen, nu? Da, 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 un procent. Gen, eu acum am 280 de K la mine. Dacă omori pe cineva și ridici banii lui, o să ai 285 de K sau 290. Nu, dar gen, dacă mă omoară el pe mine... Dacă te omoară el pe tine, o să scade ție bani. Minus da. 5.000 de dolari, de exemplu, știi? Da, 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 am înțeles. Cam asta. Deci nu veniți cu banii la voi la war-uri. Da. Dacă nu vrei să vii, fără, n-am văd. Poți să le arăți și facțiunile, scris Legend Factions. Oh, am scris cu 2 de O, pardon. Bun. Avem aici, din câte vedeți, Los Santos Police Departments. Avem Federal Baureau. FBI, da. Așa, National Guard, Paramedic, Los Santos Council, The Russian Mafia, Grove Street, Los Aztecs, The Rifa, The Ballas Family, Las Vegas, School Instructors, Taxi Cab Company, News Reporters și cam așa ar fi toate aplicații deschise. După da, cum aplicațiile spunea, se pot face pe panel, tot pe panel se aprobă și complaintele deci, și... e bine. Da. Uite, acum o să-ți arăt sistemul de dice de barbut de la serverul. Da. Unde aici? La burgerul ăsta sau nu? Nu, în Las Ventura. Bun, ia să vedem sistemul de barbut. Da, din păcate nu pot să mă teleportez că e war activ. Ah. Da. Mai că mergem cu pe josul. Am dat așa unul de demonstrativ, știi? Da. Ce pot să vă mai spun? Playerii normali pot deține două mașini personale. Și le pot avea pe amândouă spawnate în același timp? Da, da, da. Playerii care achiziționează cont premium pot deține 4 mașini personale. Poți să tastezi shop ca să vezi tot ce se învârte pe aici cu puncte premium. Get premium points. Clear Worms, 15 premium points. Premium acum, 60 premium points. Clear 20FP. Change nickname by vehicle slot. Și premium points ăștia se ia practic prin donații, nu? Da, 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 prin donații. Bun, am înțeles. Cine vrea să vă luați culori, fireworks, iPhone, clan. Da, sloturile de la clan se pot cumpăra de pe panel. Cine vrea mai mult de 15 sloturi trebuie să vorbească cu noi. Bun, okay, ia să vedem aici sistemul de barbut. Da, e în casino. Ok, scrii dice, ID-ul meu și câți bani vrei să... pe câți bani vrei dice. Ia să te văd. Hai. Yeah, te-am bătut. Hai încă o dată. Da, și... hai încă o dată, dă-i acum pe fiată și sumă. Să te văd. Hai. Hai câștigat. Nu, te-am mai luat. Ha. Hai încă una, asta e ultima. Ah, e para-para. Ia. Nu, deși e 1-1-1-1-1-1-1. Da. Bun. Deci aici dacă vreți să vă jucați cu prietenii să vă pierdeți banii sau să îi furați, depinde, vă jucați aici. Cel mai sigur loc. Cel mai sigur loc. S-au terminat alegerile sau... Da, uite acum o să-i spun să le închidă. Să vedem cine a ieșit. Dacă a ieșit cel pe care l-am votat eu, cu votul meu în plus. Vă mulțumim că ați participat la votare. Am închis sesiunea, liderul paramedic... Bun, sesiunea la sfârșit, durata bla bla. Și scrie cine a fost? A, da, uite, core da, da, 12, da. 10731. Da. Ah, Shaxin a câștigat, diferență de 2 voturi. Puh! Ok. Pune puțin pauză, ca să te... Bun, am bun, haideți să vă arătăm și sistemul de dealership pentru mașinuțe. Trebuie să sărim de mașină, că mi-e frică cu nebunelul ăsta, că nu conduce prea, conduce prea agresiv. Așa, don't slash, buy car.
Avem aici cheap vehicles, probabil mașini ieftine, adică mașini ieftine, normale, scumpe, mașini de lux. Ia să vedem ce avem, mașini de lux, Super GT, Cetah, Sultan, Banshee și Turismo, Bullet, Inferno. Eu vreau un Turismo, vă rog. Bun, mi-arată să mă duc aici. Mașina mea. Uite ce frumoasă e, măi. Nimă. O pot închide? O poți închide de pe tastană, da. Nu. Bun, da, nu loc, în loc. Și ca să te uiți la detalii, tastezi slash V și ai acolo mai multe opțiuni. Turismo ID spawner. Deci m-am un empty garaj pentru o altă mașină, nu? Da, da, un empty slot. Dacă ești utilizator premium, poți să dai shop să dai, să-ți cumperi premium, că ți-am dat niște. Ia să vedem, tu poți să deții 4 mașini. Ia, get premium, nu get premium points. Cum, care era premium, că nu-l văd aici. Buy vehicle slot? Nu, da, premium account. Buy vehicle slot sau premium account. Bun, mi-am luat premium account, haide să mă duc să mai cumpăr o mașină acum. Poți să-ți mai cumperi încă 3 mașini. Așa, așa mulți bani? Depinde acum. Dacă vrei să mai dau. Nu, că mi-au din ăla ieftin, să văd cum sunt. Stai un pic, că nu mai știu cum să scriu buy car, scriam buy vehicle. Ia uite, poți scrie să iei buy var. Bun. Hai să luăm niște normal vehicle ce avem aici. Un Phoenix. Dar văd că sunt în stoc unele. Da, e pe stoc. Adică când se termină. Dar de ce îmi zice acum, zice kill KP first, de ce? E o metodă anti-bug abuz. Trebuie să dai kill checkpoint. Pentru că unii jucători, de exemplu cei care fac tracker, da, dacă dau bui car, o să le apară checkpoint-ul aici pe mașină și intră cu camionul și primesc banii înțeles de la transportul ăla. Iată ce și grana și un Infernus acum, Infernus și un Phoenix. O să mai cumpăr un armor, o să-mi cumpăr un Infernus acum că avem bani. Ok, după să-ți arăt sistemul de paintball de pe. Bun, ia, expensive cars. Buffalo, vreau Buffalo. Ia uite-le, uite unde s-o spawnat, hai să mai dau, mai iau una. Și asta e ultima. Kill, KP. Buy car și mă iau. A, premium vehicle, să știu ce sunt. Mașini pentru cei care donează bani ca să-și cumpere puncte. Deci cei care au puncte premium poate să le cumpere pe alea. Bun, ok, hai du-mă unde trebuie să mă duci. Ok, cei care vor acțiune și nu fac parte într-un gang pot să meargă oricând la paintball. La paintball și puteți să vă bateți acolo ca nebunei. Da. Vă faceți de cap, trageți cu armele, tur, 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 tur. Aici e paintball-ul? Aici e paintball-ul tot lângă gift. Ia. Acolo la măștile la două? Da, sau? Da, da, acolo scrii paint. Aici? Da. Slash paint. Ia. Și intră în prima arenă. Bun. E, acum putem vota mapa și armele. Scrii vot gun ca să votezi setul de arme și vot map ca să votezi... Vot ce? Vot map și vot gun. Bun, toată lumea, cam atât și cu prezentarea acestui server. Nu uitați că la înregistrare primiți 30 de puncte premium și 600 de K, K, nu? De K, nu, de K. De K, ok, de K. Bani, practic. Da. Și, da, mai multe ce să vă zic, ați văzut și voi cum este serverul. Dacă vă place, găsiți în descrierea IP-ul acestui server. Oameni băieți, o să vă aștepte pe server. Și, da, cam atât și cu această promovare. Eu sunt Andy, el a fost Massive. Și Firestorm și ne vedem de la viitoare. Pa, pa.